În acest episod vom continua să vorbim despre variabilele globale și vom discuta despre cookie-uri și sesiuni. O scurtă introducere despre ce este un cookie și ce este o sesiune. Cookie-urile sunt niște fișiere, reprezintă niște fișiere pe care serverul le salvează în calculatorul utilizatorului, iar sesiunile salvează informații în variabile și pot fi utilizate pe mai multe pagini din site sau din proiect. Diferența dintre cele două este că sesiunile nu sunt salvate în calculatorul utilizatorului și practic în momentul în care utilizatorul a închis browserul și a revenit pe site, sesiunile au dispărut, pe când cookie-urile, dacă încă au termen de valabilitate, ca să spun așa, ele încă există acolo și pot fi utilizate. Mai întâi, revenim la funcția noastră de afișare. Vom afișa cookie. Dăm un refresh și este un array gol. Dacă mergeți în stânga, lângă numele domeniului și apăsați pe această iconiță de informații, la cookies, o să vedeți că nu avem niciun cookie. Haideți să setăm un cookie. Pentru a seta un cookie, există funcția setCookie pusă la dispoziție de PHP, iar aici avem nume, valoare, următorul este timpul de valabilitate al cookie-ului, cât timp să fie valabil, mai degrabă data expirării, după care urmează path-ul, domeniul și mai sunt și alți parametri opționali, dacă să folosească doar HTTPS, să fie valabil doar pe HTTPS și așa mai departe. O să ne rezumăm momentan numai la acești 5 parametri, deși o să folosim numai 3, pentru că path-ul și domeniul o să vă explic imediat ce este fiecare și în orice caz în momentul în care setăm un cookie, am vrea să fie accesibil pe tot site-ul, nu doar pe o anumită rută din site-ul respectiv. Venim un pic mai jos și setăm un cookie, să zicem numele first cookie, valoarea 1 și timpul de expirare, data expirării, trebuie să fie în Unix timestamp. Am discutat acum două episoade ce este Unix timestamp. Reprezintă numărul de secunde care au trecut de pe 1 ianuarie 1970 și care poate fi extras folosind funcția time, la care trebuie să adăugăm numărul de secunde cât timp vrem noi să fie valabil cookie-ul. Să spunem că vrem o oră, care înseamnă 3600 de secunde. Iar în momentul acesta este suficient să ne seteze cookie-ul. Dacă vrem să-i specificăm și path-ul, putem să dăm o virgulă, el predefinit este cu slash, ceea ce înseamnă că pe tot site-ul, pe toate paginile, o să fie valabil și de asemenea și domeniul, dar le extrage, sunt parametri pe care oricum îi extrage automat. În momentul acesta, dacă venim și dăm un refresh, prima oară nu ne va apărea nimic, pentru că abia a setat cookie-ul, dar încă nu este disponibil în variabilă. În schimb, dacă mergem la View Site Information și ne uităm la cookie-uri, vedem că ne-a apărut localhost, care conține cookie-ul first cookie. Cu valoarea 1 este pe domeniul localhost, este pe tot pe întregul site valabil și expiră la 3 și 14, acum fiind 2 și 15. Deci expiră peste o oră. În momentul acesta, dacă mai dăm încă un refresh, o să vedem cookie-ul în această variabilă. Pentru a actualiza un cookie, folosim același nume, îi schimbăm valoarea în schimb sau, bineînțeles, și data de expirare. Dacă îi punem 50, iar aici 7200 și dăm un refresh, dacă ne uităm acum, are 50, iar data expiră la 4 și 15. Pentru a șterge un cookie, trebuie să facem două modificări, și anume valoarea, în primul rând, o setăm null, după care parametrul de timp trebuie să fie negativ, adică fie time minus, fie putem direct să scriem minus 1. Și atunci, dacă venim și dăm un refresh și ne uităm în cookie, o să vedem deleted la content, iar ca data de expirare o să ne arate ceva dubios, un an din imaginar de el. O să comentez linia respectivă pentru că acum de fiecare dată când dau refresh o să pun cookie-ul cu valoare nulă și cu minus 1 și nu o să mai dispară niciodată. Asta ca să vedeți în momentul în care intrați din nou pe pagină, la cookies nu mai aveți nimic. Deci așa puteți să creați un cookie, să-l actualizați sau să-l ștergeți. De obicei, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra niște date despre utilizator. Când noi accesăm un site și punem acolo bifaia de Remember Me când ne conectăm, de obicei un cookie este salvat
la noi în calculator, putem să-l vedem și dacă mergem acolo la informații. Și de fiecare dată când noi accesăm site-ul, el verifică dacă există acel cookie și dacă există, fiecare site, în funcție de cum este construit, preia informațiile despre noi și le trimite în sesiuni, pentru că nu te folosești numai de acel cookie ca să faci request de fiecare dată în pagină. Și atunci preiei un token de regulă din cookie, preiei informațiile pe baza acelui token, creezi sesiunea cu utilizatorul, după care nu te mai atingi de cookie, decât dacă utilizatorul dă logout, ștergi și cookie-ul. Că altfel, dacă uiți să ștergi cookie-ul, tu dai logout, dai refresh la pagină și te loghează din nou. Să vedem cum se folosesc și sesiunile. Dacă dăm un refresh în acest moment, o să ne spună că nu există variabila session. Pentru că, ca să putem să folosim sesiunile la începutul fiecărui fișier sau pe fiecare pagină, trebuie să avem la început de tot o funcție care se numește session start și care inițializează sesiunea. Deci, pe primul rând de sus sau aici, că este același lucru, practic comentariul nu este luat în calcul, trebuie să scriem session start. Și acum, dacă dăm un refresh, ne-am inițializat sesiunea, dar nu există nimic în ea. O să mai fac încă o pagină și o numim session. Iar aici același lucru, o să scriu session start. Iar aici putem să zicem go back. Ok, în acest moment, dacă pe această pagină ne trimite pe session, după care îi dăm go back. Facem asta ca să vedem exact cum se pasează sesiunile de pe o pagină pe alta. Putem mai bine să zicem așa, go to login. Iar aici haideți să facem un formular rapid. Iar aici if is set. Facem verificare dacă avem post session the name. Și facem un redirect location index.php. Deci ne loghează și ne trimite către index. Iar dincoace session the name. În acest moment, dacă dăm un refresh, ne spune că nu există acest name. Putem să facem și această verificare ca să vedeți cum tratați. Putem să zicem name egal dacă există acest session de name, atunci este ăsta, else nimic. Iar aici putem să facem verificarea dacă name are ceva în el. Else nu ești conectat. Dăm un refresh și ne spune că nu ești conectat. Acum mergem pe session și dacă îi dăm doar go back, ne spune în continuare că nu suntem conectați. Dacă scriem aici Cristian și dăm login, ne spune salut Cristian. Practic, în momentul acesta, pe index, dacă dăm DDD session, o să vedem că există numele Cristian. Pentru a actualiza sesiunea, dacă mergem din nou pe Go to Login, aici, bineînțeles că dacă scriem acum ceva alt nume și dăm login, o să fie alt nume, deci practic trebuie să suprascriem sesiunea respectivă, aceeași variabilă din sesiune, o suprascriem cu noua valoare și se suprascrie automat. Iar pentru a te deconecta, putem să facem și session logout, să o numim și pe asta session login. Le-am pus cele două. Ok, acum pe ăsta ar trebui să facem session login. Iar în logout, tot ce trebuie să facem, putem să lăsăm ăsta ca să ne facă redirect ulterior către index. Aici avem odată session unset, după care session destroy. Sunt două funcții pe care trebuie să le folosim în momentul în care vrem să ștergem cu totul sesiunea. Pe index putem să facem dacă name
dacă există numele logout, else, login. Și aici putem să punem și un breakline. Să închidem și DD-ul ăsta. Iar acum dacă dăm logout, ne trimite pe pagina de logout, ne distruge sesiunea și ne întoarce spunându-ne că nu suntem conectați. Îi dăm login, băgăm datele de contact și dăm login, ne loghează. Acum dacă navigăm pe orice pagină din site, dacă avem session start la început, acea sesiune este vizibilă pe toate paginile și păstrăm utilizatorul logat și avem datele despre el. Bineînțeles, în sesiune putem să salvăm absolut orice informație, nu neapărat despre utilizator. Acum, cum se poate integra astfel încât să fie un login pe bază de cookie acela de Remember Me? Zicem că mergem pe ăsta de sesiune și aici punem un input type checkbox Remember Me. Iar aici, dacă facem o verificare print ar post, îi dăm și un exit ca să nu salvăm momentan sesiunea. Dacă mergem pe login și completăm ceva și dăm login, o să ne apară doar numele. Dacă completăm ceva și bifăm și acest checkbox și îi dăm login, avem și Remember Me. Ceea ce înseamnă că practic Remember Me există în acest array de post dacă este bifat. Și pe această verificare, îi zicem că dacă e fiset post Remember Me, atunci aici trebuie să setăm un cookie cu ce ne dă utilizator. Și o să zicem set cookie user sau name, putem să folosim același cu name-ul respectiv și în ăsta îi zicem că vrem o oră să expire peste o oră. Și el acum ne va seta acest cookie, iar în momentul în care mergem pe index, aici trebuie să facem o verificare. Dacă există session de name, atunci ne folosim de sesiune, dar dacă nu, trebuie să facem ce am făcut pe login, să setăm sesiunea preluată din cookie. O să o facem simplu, pentru că Vines în mod normal, acolo stocăm un token, pe baza tokenului facem un request în baza de date, aducem informațiile și setăm alte informații, dar acum putem să verificăm că dacă if not session de name și iset cookie și numele cookie-ului, în cazul nostru name, iar acesta ne returnează valoarea. Și dacă există, atunci îi zicem că session de name vrem să fie egal cu cookie de name. Iar acum pe login, stați să văd dacă am scos acel DD, l-am scos. Acum, dacă ne logăm și bifăm că vrem să ne țină minte, nu, odată hai să nu bifăm. Și dacă verificăm, avem numai un cookie pe care îl generează automat PHP în momentul în care ai sesiunile deschise. Pe baza acestui cookie știe despre ce sesiune este vorba, el rulează în spate. Îi dăm logout. Pe logout avem o eroare acum pe linia 27. If not iset. Să zicem că dacă nu există sesiune de name și nu există nici cookie de name, și există cookie de name de fapt. Acum dacă îi dăm un refresh, ne spune că nu suntem conectați. Dacă ne conectăm și bifăm și această bifă de Remember Me, în momentul în care verificăm cookie-urile, avem două cookie-uri, printre care și Cristian, care ține acest nume, iar acum dacă dau logout, m-a întors din nou pe index, tot cu sesiuni, pentru că eu pe logout este exact ce vă spuneam. Nu am pus verificarea la logout să-mi șteargă și cookie-ul, dar nu am făcut-o acum, tocmai ca să vă arăt cum funcționează. Deci ce se întâmplă în momentul în care dăm logout? Ajungem aici, noi distrugem sesiunile, ne întoarce pe index, numai că pe index aici nu există sesiunea, dar există cookie-ul. Și pentru că există cookie-ul, resetăm sesiunea.
și pe baza sesiunii afișăm aceste informații. Deci, cam asta este combinația dintre cookie-uri și sesiuni. Cookie-urile sunt stocate acolo pentru a te ajuta de ele în momentul în care utilizatorul, după ce închide browserul și revine pe site, să preia informații. Setează pe baza acelor informații sesiunea, după care se folosește de sesiune pe restul site-ului. Dacă nu există sesiunea, abia atunci face verificarea pentru cookie. Acum, ca să facem ce trebuie și pe logout, să ștergem cookie-ul, prima oară verificăm if iset cookie the name, atunci zicem set cookie name null și timpul minus 1. Iar în momentul acesta avem două cookie-uri, avem și numele și sesiunea. Dacă îi dăm logout și verificăm cookie-ul, cookie-ul este șters și, mă rog, a expirat oricum. Dacă îi mai dăm încă un refresh, a dispărut cu totul. Cam atât despre sesiuni și despre cookie-uri. Din episodul viitor o să devină mai interesant, pentru că o să începem să lucrăm cu bazele de date și o să facem conectarea la bazele de date, o să vedem cum să facem un select, cum adăugăm informații, cum preluăm, cum ștergem, cum actualizăm și așa mai departe. Iar după aceste episoade despre baza de date o să ne apucăm de un proiect cap-coadă cu formular, cu tot ce trebuie, ca să vedem exact cum, pas cu pas, cum putem să punem pe picioare un proiect. Până data viitoare, nu uitați de like, nu uitați de subscribe, nu uitați să vă prindeți clopoțelul și ne vedem în episodul următor când vom discuta despre bazele de date.